Vă mai amintiți de Denisa? Țineți minte că în sezonul 2 Denisa nu vroia să se sărute cu Cătălin? Acesta este unul dintre rarele momente când am prins-o sărutându-se cu el. Știți că invoca motivul cum că să uite tata, să uite mama la televizor și că i-ar fi rușine. Eu, aici este Denisa acasă la Cătălin și la bunica. Știți că după ce s-a terminat emisiunea, Denisa cumva l-a ținut așa pe hold pe Cătălin, iar la un moment dat, când acesta a reușit cumva să dea de ea, se pregătise un întreg moment. Acesta este momentul, știu că l-a sunat înainte și îi spunea atunci Denisa că el ar trebui să intre să filmeze în timp ce îi dăruiește florile, ceva la modul ăsta. Să cumpere un buchet de flori cât mai mare, cât mai așa, să facă cumva să filmeze și coaforul. Era ceva, un întreg scenariu, o întreagă piesă de teatru pusă în acțiune. Și există un filmuleț, dacă vreți, cred că pot să-l găsesc, acel filmuleț. De Cătălin povestește aceste lucruri în live, în emisiunea Mireasa. Știu că a sunat odată și povestea doamnei Simona ce s-a întâmplat și care a fost adevăratul lor parcurs. Mai târziu, Denisa, cei drept, a evoluat și acum are o pagină de adulți pe OnlyFans. Poate acesta este și motivul pentru care nu l-a ales pe Vlad, pentru că știți că el spunea că nu ar accepta o femeie în viața lui care să facă sau să fi făcut videochat. Denisa are deja o pagină în acest sens. Mă gândeam, interesant ar fi să se vorbească în direct și despre faptul că s-a sărutat cu Alexandru la petrecerea lui de nuntă. Și Carina este unul dintre martorii principali ai acestei povești. Știu că ea cumva a dus-o în dormitor să se culce, pentru că altfel s-ar fi întâmplat mult mai multe. Andreea știe totul clar, pentru că ea a mers să doarmă. Dar soțul ei s-a sărutat cu o altă femeie la doar câteva ore de la nuntă. Cam asta este Denisa noastră. Sper să vedem în live măcar jumătate din lucrurile pe care le știm noi și le cunoaștem despre ea, nu de alta, dar cred că ar fi corect față de băieții din casă să o cunoască înainte de a intra într-o relație, pentru că așa ar fi cinstit, nu?